Agențiile județene din întreaga țară vor organiza în luna mai peste 200 de programe de formare profesională. În județul Sălaj, în mai, va fi organizat un singur curs pentru șomeri. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna mai 2015 220 de programe de formare profesională pentru 4.385 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite. Programele vor fi organizate de Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București. Județele în care în luna mai 2015 se vor organiza mai multe cursuri cu un număr mare de participanți sunt Bihor, Iași, Giurgiu, Covasna și Dâmbovița. Meseriile cele mai solicitate pentru care se vor organiza programe de formare profesională sunt cele de lucrător în comerț, comunicare în limba engleză, ospătar, vânzător în unități de alimentație, inspector referent resurse umane, agent de securitate, bucătar, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, operator introducere, validare și prelucrare date, contabil și lucrător în structuri pentru construcții. În județul Sălaj, în luna mai, urmează să se deruleze un curs de operator introducere și validare date, la care sunt înscrise 26 de persoane.